Gălățenii suferinți de boli cronice au fost cei mai afectați de vremea capricioasă. Chiar dacă în timpul caniculei numărul apelurilor la serviciul de urgență 112 au fost de peste 200, odată cu temperaturile mai scăzute înregistrate în ultimele două zile, situația nu s-a schimbat. Doi bătrâni au și murit din cauza unor stopuri cardiace. În perioada ultimelor zile, solicitările la noi la ambulanță au fost mai mari în zilele cu caniculă, deci am ajuns și la 200-210 cazuri pe 24 de ore, urmând ca de ieri, de când s-a răcit vremea, numărul de cazuri a scăzut aproape la jumătate. Așa se întâmplă întotdeauna când se răcește. Numai că de data asta a fost o răcire bruscă de la 30 și de grade la 17 grade, fapt care a determinat niște solicitări de la pacienți cardiaci cu boli cardiovasculare și care, o parte din ei erau bolnavi cronici, bolnavi cu boli grave, boli de inimă, infarct, angina pectorală. Trei din ei au făcut chiar stop cardiorespirator și din ei doar unul a mai putut fi resuscitat. Medicii recomandă persoanelor predispuse la crize cardiace să evite trecerea bruscă de la cald la rece și să respecte cu strictețe tratamentul prescris de medicul curant.